Bună ziua, dragii mei! Astăzi vă invităm la prăjitură melba cu piersici. Pentru această rețetă vom avea nevoie de o cutie de mix pentru prăjitură melba cu piersici de la Dr. Oetker, piersici, biscuiții care se află în cutia de la Dr. Oetker, 50 de grame de unt, 70 de ml suc din compotul de piersici, 200 de ml de smântână dulce, 200 de ml de apă rece, 150 de grame de iaurt, piersici din compot. Vom pisa biscuiții mărunt cu ajutorul unui sucitor sau, dacă doriți, le puteți băga în robotul de bucătărie. Biscuiții sunt gata, așa că îi vom pune deoparte. Într-o cratiță vom pune sucul din compot, adică cei 70 de ml de suc. Untul. Și vom pune pe foc să fiarbă. Compoziția noastră fierbe, așa că oprim focul, o luăm de pe foc și adăugăm biscuiții măcinați. Vom obține un fel de aluat nisipos. Am amestecat biscuiții, iar acum îi vom pune în forma din carton pe care am găsit-o în cutie. Am răsturnat biscuiții în formă, iar acum îi vom nivela cu ajutorul unei linguri. Biscuiții sunt gata, acum îi vom pune la frigider la răcit. Vom începe pregătirea cremei, iar pentru aceasta vom avea nevoie de 100 de grame de piersici din compot pe care le vom tăia cubulețe. Am tăiat piersicile, acum le vom pune la scurs. Le vom lăsa să se scurgă, timp în care ne vom ocupa de crema propriu-zisă. Într-un bol vom pune praful mix pentru cremă din cutia Dr. Oetker. Adăugăm smântâna lichidă, care am scos-o de la frigider, și asta trebuie să fie rece, și cantitatea de apă, adică 200 de ml de apă rece. Vom mixa cu mixerul aceste ingrediente până la omogenizare. Mixat crema, acum vom adăuga iaurtul rece de la frigider și vom continua să mixăm pentru încă 3 minute.
Crema este gata, acum putem incorpora ușor bucățile de piersică în cremă. Haideți să vedem. Le punem și le amestecăm ușor, cu mișcări de jos în sus. Crema astfel obținută o turnăm imediat peste blatul de biscuit din frigider și o nivelăm cu ajutorul unei linguri. Apoi o vom băga din nou la rece. Am turnat crema, acum o vom nivela uniform. Crema am nivelat-o, acum o vom băga la rece. Între timp ne vom ocupa de geleul de smeură. Separat într-un bol vom pune mixul pentru sos de smeură, 7 linguri de apă. Una, două, trei, patru, cinci, șase și 7. Și acum amestecăm până la omogenizare. Vom ocupa de decor, iar pentru aceasta vom spăla piersicile și le vom tăia în felii. Am scos prăjitura de la rece, iar acum vom așeza concentric feliile de piersică. Am așezat piersica, iar acum vom turna concentric geleul de smeură. Prăjitura este gata, așa că va trebui să o ținem 3 ore la frigider sau și mai mult, până când o vom servi. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră și până data viitoare vă dorim poftă bună!